Bună ziua, bun găsit tuturor, așa este, la nivelul județului este o întreagă desfășurare de forțe. Au trecut 40 de ore din momentul în care s-a anunțat că un militar a fost atacat în unitatea militară din Mamaia Sat, a fost rănit cu o armă albă de un agresor care a intrat în perimetrul unității mascat și după aceea i-a furat pistolul mitralieră și un încărcător cu 30 de cartușe. De 40 de ore polițiștii sunt în alertă, la fel și jandarmii fac filtre pe șosele, vorbim de 93 de filtre care se desfășoară în 5 județe. Sunt verificate autoturismele, sunt verificate portbagajele în speranța că va fi găsit agresorul, dar și arma. Mai mult decât atât, în această dimineață, timp de mai multe ore, scafandrii de la Forțele Navale Române au venit aici pe malul canalului Dunăre, Marea Neagră și au intrat în apa acestuia, au venit cu ambarcațiuni și au făcut scufundare, au delimitat zona cu mai multe balize și cu aparate speciale, au încercat să scaneze fundul apei, astfel încât arma să fie găsită dacă s-ar afla aici, însă puțin mai devreme am fost informați că arma nu a fost găsită. În paralel cu toate aceste cercetări, de la fața locului se desfășoară mai multe anchete, una este coordonată de parchetul militar din Constanța, este verificată chiar și posibilitatea ca în cazul acestui militar să fie vorba despre o neglijență și o încălcare a consemnului, iar la tribunalul din Constanța se fac verificări pentru această agresiune și pentru furtul armei. La nivelul unității însă se face și acolo o verificare pentru a vedea exact ce s-a întâmplat. Însă știm foarte clar că de 40 de ore agresorul nu este de găsit și nici măcar arma și încărcătorul cu cele 30 de cartușe.